ta-da! Ia uitați ce mi-a luat mami acum de la magazin! Și 6? 36. De unde a porosit? 6 ori 6, 36. Păi Anglia asta e oblire. A, deci ăștia-s banii? Asta mare. Ielericiu, ne uitam, sau mai bine zis, mă uitam la Bravo Ice Steel și haideți să mergem după mama să întrebăm ce face azi. Mami, ce vei face astăzi? Bună! Sarmale! Facem sarmale azi. Îi învățăm să facem sarmale? Îi învățăm să facem. Îi învățăm să facă sarmale, da? Gramaticește. Gramaticește. Hai, spune-le tu ce trebuie să facă abonații mei. Trebuie să dea like, subscribe și abonare la Clontopel. Am învățat. Așa că, cu ce începi? Să mă spăl pe mâini. Întotdeauna spălați-vă pe mâini. După aceea mai vedem. După aceea mai vedem. Gata, hai, du-te, spală-te pe mâini și bye. Ne apucăm. Da, eu voi sta puțin aici. În caz că nu observați ceva la mine, să știți că mi-am pus buze. Stați că vorbește Morris. Vorbește ca mult Morris. Mi-am pus buze. M-am întâlnit și cu o fată care urma să-și pună și ea buze. Foarte drăguță și micuță, avea 18 ani. Și mi-a zis că mă urmărește și pe YouTube și pe TikTok. Și o salut dacă se uită acum la mine. Bună! Sper că ești încântată de buzele pe care ți le-ai pus. În momentul de față sunt inflamate, nu vă panicați. Am abia 2 ore de când le-am pus. Dar am zis să vă precizez și asta, să nu ziceți pe acolo ai ceva ciudat la gură. Nu, am buze, mi-am pus buze. Și o să vă duc în bucătărie să vedeți cum face mami sarmalele. Special o pun pe ea să le facă, pentru că mie nu prea îmi place să fac sarmale. Îi place decât să mănânce. Dar gata. Și cine a văzut vlogul de ieri cu ce am cumpărat de la Lidl și vi s-a părut puțin suspect că mama efectiv mergea în spatele camerei ca un miriapod, nu știu exact. Am râs după aia cu mama când ne-am uitat pe televizor la filmare și bineînțeles că ea chiar își căuta geanta. Abia după 4 minute i-am zis și eu unde este geanta, de asta o vedeți așa mișunând, efectiv. Își căuta sărăcuța geanta. Așa că ne vedem în bucătărie. Pentru că tu mi-ai spus-o. Simt că următoarea concurentă rezervă surprize reale. Deci, mi se pare așa la prima vedere. Te-am prins în poziție. Cât de jos? Au, ți-am zis că mă ustură! Am uitat să precizez că este roșie caracul. Salarul, da, a fost foarte sănătos pentru ea și picioarele sunt la fel. E ok. Nu acolo, mami, în partea dreaptă. Are nevoie de carne tocată, bulion, castraveți muroți, ce cu castraveți muroți? Pentru salata de ciuperci. Ah, ok. De o oală și de o răzătoare și niște cepuță. Și niște ouă. Și altceva? Doi. Doi oi? Doi oi. Ok, fine. Și ăla este gelul ei de duș pe care îl va lua în Anglia. Da. Așa că o să îl bag în lap. Am văzut pe aici undeva orez. Da, am. Eu am foarte multe în bucătărie, dar nu le folosesc. Tăiați ceapa. Dacă vreți să nu o tăiați, o dați prin răzătoare. Așa. Și m-am usturat ochii de mai fort. Aici a pus mami carnea și o să vă arăt imediat ce pune peste. Punem ceapa peste carne, tocmai lăcrimez și eu. Și ce o să mai pui mami acum peste asta? Aoleu, niște lacrimioare. Niște lacrime o să pun și eu. A pus mami și orezul, nu prea se vede clar că s-a cam amestecat cu ceapa. Ok, a pus mami ou, ăsta era puțin înghețat și niște bulion, iar acum va pune niște vegeta. Delicat. Delicat. Ui! Așa. Și? Sare n-aș mai pune pentru că delicatul ăsta este foarte sărat, din câte știu eu. Da, poate. Dacă îl lăsăm de aici. Piper. Niște piper.
Și acum maclavaisul perfect este când te joci cu mâna în un car. S-a spărat pe mâini înainte și a dat inelul de jos. Portacâul și amestecă până se omogenizează toată manțocărarea. Și cam asta e toată compoziția pentru sarmale. Nu? Uh-huh. Uite o ăla înghețat acolo. Eu iau puțină pauză. Stau aici. Până o să tai și varza să vă arăt și eu cum arată sarmalele lui mami, să-mi spuneți dacă sunt mici sau mari, adică știți ce zic? Majoritatea le fac micuțe sau foarte mari. Mami e medie. Bună! Bună! Ce faci aici? Un pachet de sarmaluțe. Au căzut paharele, îmi pare rău. Pentru că prietenii mei trebuie să bea din pahare de unică folosință. Pentru că e mult mai igienic. Nu, pentru că nimeni nu are cine să, nu are cine să le spere. Nu că este igienic, dragi spectatori. Dragi spectatori. Și telespectatori. Eu sunt Andreea Marin și vreau să vă arăt... Eu sunt Ștefan Bănică și eu. Uitați-l pe Ștefan. Face sarmale, Ștefan. Da, să mă întorc din Niciodată n-am știut să împachetez sarmale, spre rușinea mea la vârsta mea, dar așa cum le fac eu, mi-s foarte drăguțe. Lasă voilà. Că am mai cumpărat noi... Ce? Aparat? Aparat de făcut sarmale și vreau să vă zic că... Le-am împachetat cu mâna. Băiatul care le făcea la aparat ieșeau bombă. Mama când le-a făcut la aparat și eu am încercat, ne-au ieșit efectiv, nu mergeau deloc. Cât te aproximezi că va ieși din carnea asta? E, mai mult de 20 câte proiectul, dar având în vedere că prietena nu o să nu poată să vină, o să îți bag la congelator ca să ai după ce plec. Nu decât le fierbi. Cum adică îmi bagi la congelator? Așa? Crude? Așa crude și nu decât le fierbi. Dacă nu ți le fac pe toate câte am, le fierb pe toate și când se răcesc îți bag câteva la congelator și de când le încălzești la microunde, mai ușor așa? Da, cred că da, mami. Hai mă, lasă că vedem, poate le mănânc pe toate. O las în camera ei, că mă duc în camera mea. Mă duc în camera mea să mă mai puțin la Brava Estil, că mie îmi place scandalul așa aici și mi se pare mie sau sunteți în pauză, doamnă? Pauză de țigare. Break. Și eu sunt... Păi am terminat, dar te aștept pe tine ca să vezi finalul. Mai am depus decât apă. Haideți să vedem finalul. Hai, du-te și vezi finalul și bagă niște apă și acoperă peste sarmale. Și cu aceea pui frunzele alea deasupra, capac natural. Deci, acestea sunt plisea hămăluțe. Iar acum, I have to put water. Câtă apă? Punem apă până acopăr sarmalele. Și punem apă cu paharul lui mami. Acoperite de tot? Mai mult decât ar trebui. Frunzele astea pe deasupra, nu-i așa? E ok apa? Capac natural. Capac natural, a zis mama. Ia uitați aici. Le capac natural. Și la ce ajută capacul natural? Ca să le țină acoperite și să nu... să fiarbă mai bine. Forță! Forță! Mă bucur că am contribuit și eu la
facerea sarmalelor, pentru că și Rici cred că ar fi vrut să contribuie să mănânce o sarmă. Nu, m-am mâncat, i-am dat varză. Și acum contribuim cu noi? Rici, nu e voie acolo, vină pe la mami. Nu, ți-am dat destul. Doar să mă cerut după aceea. Cățelul meu este gunoier când își dorește. Și cum vi s-a părut această experiență cu sarmalele? Pauză de iubire, cred. A fost ok? Da, da, da. Ok. Pizi, pizi. Cine e copilul tău preferat? Ricci. Are un singur copil și ăla sunt eu. Miau, 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 miau. Oh, nu mă mânca nebunule. Dacă mă atinge mama, vine Rici. N-are voie nici măcar deci să mă mângâie. Deci nimeni n-are voie să o atingă din cauza la nebunul ăsta frumos. Da, măță, o iubești pe mamea ta. O iubești pe mamea ta. E Rici, mă iubești? Rici? Rici? Hai la mami. Pupă mami? Nu pupă mami. Hai, du-te la fata. Hai la mama, vii? Mă, da, vină și tu să te vadă lumea la cameră. Nu, nu, e puțin în impas. O să vă arăt și produsul final și să vedem dacă-s bune. Bine, nu mă îndoiesc, sunt bune. Cam așa arată le sarmăluț ascunse. Sarmăluțele ascunse. Bună, sămăță! Așa, încă una. Uite, sămăță. Și ne punem să popăm vară din farfurie. Gata, mă apuc să mănânc sărmăluțe cu mami. Eu abia m-am trezit. Ai rămas înțepenită? Poți să vin din pula asta. Așa. Așa că ne vedem data viitoare cu un nou clip. Scuzați în fața, dar chiar abia m-am trezit și mă doare capul de la trezire. Bye, ne vedem data viitoare.